Bună ziua, oameni frumoși, bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea pentru luna noiembrie 2021. Etalare pentru zodia Scorpion, ascendent lună în zodia Scorpion. Înainte de a începe, am să vă rog să vă puneți o dorință și la sfârșitul acestei etalări vom vedea dacă dorința dumneavoastră se va îndeplini sau nu. Sau ce ar trebui dumneavoastră să faceți să se îndeplinească. Aveți și două mesaje suplimentare, Prințesa de Spade și Cavalerul de Băte. Sunteți foarte curioși în legătură cu un drum, în legătură cu o persoană care este foarte nehotărâtă, poate vreți să faceți anumite schimbări în viața dumneavoastră și nu știți exact ce să faceți. Foarte posibil să aveți de face cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător sau cu semne de foc, berbec, leu, săgetător. Foarte multe vești vor veni în luna aceasta și dumneavoastră va trebui să fiți foarte atenți la detalii. Și mai avem un nou de bâte care aduce teama, teama de trecut. Poate unii dintre dumneavoastră nu v-ați vindecat de o situație din trecut. Vă este teamă să nu vă pierdeți locul de muncă, să nu pierdeți o sursă de venit, să nu vă îmbolnăviți, să nu revină o problemă de sănătate din trecut. Sau apar foarte multe neliniști, parcă încercați să vă păziți, să păziți ceea ce vă aparține. Bine, acesta nu este un lucru rău, dar e prea multă teamă din trecut, să știți. Dacă vă doreți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să mă lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri. Și vă mulțumesc din suflet. Imediat vom vedea și ce se va întâmpla în luna aceasta. Nu a vrut să sară cartea dorinței. Să știți că aici au sărit trei cărți și simt să le las pe toate, pentru că pentru fiecare probabil există un mesaj. Au un scop. Haideți să vedem cum va decurge prima săptămână din luna noiembrie. Și aici avem un 4 de spade, foarte multă oboseală. Fie stați acasă în săptămâna aceasta, în concediu, fie nu mai aveți energie pentru absolut nimic, sunteți într-o pauză, veți fi într-o pauză. Pierdeți locul de muncă, poate, unii dintre dumneavoastră, sau e oboseală, poate răciți, Doamne ferește, aveți grijă, ia să vedem. E o perioadă de liniște, poate vă pensionați, cine știe. Așteptați și vești din partea unei persoane care este plecată la drum lung. Și vor veni, așteptați o sumă de bani, va veni suma aceasta de bani, pentru că apare perioada de liniște, într-adevăr. Dar va fi o săptămână de pauză. Cu toate acestea, veți fi nevoiți să faceți anumite drumuri în interes personal. Probabil veți sta acasă, veți avea concediu sau veți fi pe drumuri căutând un loc de muncă. Poate fi și varianta aceasta sau să rezolvați fel și fel de chestiuni financiare, profesionale, personale și așa mai departe. Văd că aveți noroc să vă și găsiți un loc de muncă. Puteți avea de-a face și cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător sau semne de foc, berbec, leu, săgetător, exact cum am văzut și în mesajele suplimentare. În a doua săptămână avem un rege de băte care aduce foarte multă determinare, hotărâre. Poate sunteți porniți să faceți schimbări favorabile în viața dumneavoastră și le veți face pentru că aveți această atitudine foarte impunătoare. Poate sunteți ajutați de o anumită persoană să vă mutați în altă parte, să fiți promovați la locul de muncă, dar văd mai multe câștiguri, mai ales financiare, câștiguri neașteptate. Lucrul acesta vă dă foarte multă încredere în dumneavoastră și chiar aveți posibilitatea să ajutați pe cineva care trece printr-o greutate. În a treia săptămână avem puterea, care aduce curaj, răbdare,
o mare putere interioară, probabil trebuie să vă abțineți la anumite comentarii, pentru că veți auzi foarte multe vorbe în jurul dumneavoastră și aici va trebui să vă abțineți, să nu vă spuneți probabil punctul de vedere, că nu o să iasă frumos. Văd, sau căutați să discutați cu cineva și nu știți ce să faceți, că vă împotmoliți, pentru că aici ori este vorba de o detașare, de o lipsă de interes, ori vă retrageți pentru că apare foarte multă falsitate. Sunt vorbe peste vorbe care vă provoacă. Și de aceea probabil ar fi bine să vă abțineți să nu spuneți ce gândiți în momentul respectiv, că poate provoca o problemă, un blocaj, o separare și așa mai departe. În a patra săptămână avem un nou de cupe care aduce în sfârșit o liniște sufletească, o dorință care aproape se va îndeplini, multă satisfacție, bucurii, împliniri după o perioadă foarte grea, mai ales în preajma unei sărbători foarte mari, însă cred că e vorba de Sfântul Andrei. O reușită în dragoste văd la dumneavoastră, dar și sacrificiile pe care le-ați făcut în ultimul timp văd că nu vor fi în zadar. Mesaje, vești, comunicare, un copil, dacă vă doriți un copil, o reușită în dragoste. Dar comunicare, în primul și în primul rând. Vă caută cineva cu care nu ați mai vorbit de foarte mult timp. Văd intimitate, câștiguri, loc de muncă stabil, rezolvări în acte, mutare fericită. Cumpărați ceea ce aveți nevoie. Deci o perioadă, o săptămână extraordinară din toate punctele de vedere. Din punct de vedere profesional avem regina de monede. Aici aveți sprijin din partea unei femei la locul de muncă să semnați un contract. Fie că aveți un loc de muncă, fie că nu aveți un loc de muncă, în luna noiembrie multe lucruri se vor așeza în viața dumneavoastră, având în vedere că este și luna dumneavoastră. Contracte foarte bune, o colaborare poate fi, multă stabilitate din punct de vedere profesional, veți iubi ceea ce faceți, mult mai multă liniște din punctul acesta de vedere. Deci va fi o lună excelentă și la muncă. Poate pe la sfârșit de lună să mai așeze lucrurile, văd că obțineți și funcția pe care vă doriți sau veți avea contact cu oameni importanți care vă vor ajuta pe viitor. Posibil să aveți de face și cu semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Din punct de vedere financiar avem regina de spade. Aici dumneavoastră vă trebuie să mai rezolvați anumite chestiuni legale, cel mai probabil, cheltuieli, dări, datorii și așa mai departe, pe care le veți pune la punct. Sunt anumite situații financiare care vă tensionează, dar aveți reușită foarte mare. Dar rezolvați acele lucruri care au legătură și cu justiția, poate, sau cu legalitatea în general. Apar și anumite schimbări pe planul acesta care vă pun un pic așa pe gânduri, dar sunt în favoarea dumneavoastră, adică sunt lucruri de bun augur. În sănătate avem un 10 de monede, veți sta foarte bine și la sănătate, pentru că pare a fi o sănătate bună din familie. În cazul în care aveți un viciu, probabil va trebui să fiți un pic mai temperați, mai ales fumătorii. Dacă vă doriți să aveți un copil, de exemplu, poate e această situație, sau să vă protejați mai mult când ieșiți în aer liber, poate sunteți predispuși la alergii. În alte situații poate sunteți un pic îngrijorați de sănătatea cuiva sau aflați de sănătatea cuiva care avea niște probleme, dar nu ceva ce v-ar afecta pe dumneavoastră în mod direct. În dragoste avem nebunul, foarte frumos, nebunul care va aduce prospețime, naivitate, inocență, puritate și așa mai departe. Fie cunoașteți pe cineva de care să vă îndrăgostiți la prima vedere, fie vă reîndrăgostiți de o persoană, fie vă asumați riscuri în viața dumneavoastră sentimentală. Vorbim de foarte multă pasiune și dăruire, lucruri făcute spontan. Vă declarați dragostea într-un mod spontan sau vi se declară dragostea. Poate fi vorba de o relație sentimentală care apare din senin, de o împăcare care apare din senin, dar cu asumare, într-adevăr. Sau în cazul în care aveți o relație sentimentală, există
Șansa de a vă întâlni cu cineva, de a cunoaște pe cineva și să vă pice așa cu tronc, pentru că apare o situație în care va trebui să alegeți ce să faceți, ca o răscruce de drumuri, să gândiți la rece, pentru că aici apare și foarte multă falsitate. Vedeți că și riscurile acestea care apar sau situațiile acestea de moment foarte interesante, să le spunem așa, sunt și foarte riscante, pentru că puteți câștiga sau puteți pierde tot în dragoste. Nu vă lăsați, probabil, aici nu vă lăsați ispitiți, că apare senzația aceasta de, sau tentația aceasta de aventură, de a călca pe lângă. Dar nu va rezista relația respectivă, să știți. Gesturile, vorbele, acțiunile pe care le veți face în luna aceasta au și un cost. Și haideți să vedem dacă vi se îndeplinește dorința sau nu. Avem o dată, da, și prințesa de spade, foarte interesant. Deci avem doi ași, noi începuturi, să știți. Da, cu siguranță vorbim de un da, dar în prima fază, dacă vreți să vi se îndeplinească o dorință, trebuie să clarificați lucrurile deja existente în viața dumneavoastră. Pe de altă parte, vorbim în dragoste de un noroc foarte mare, de o dorință care va deveni realitate într-adevăr. Nu, aici cu siguranță vi se va îndeplini dorința, doar că trebuie să fiți atenți la detalii, bârfe, situații care vor fi în jurul dumneavoastră. Evitați contactele toxice, evitați bârfele, nu spuneți dorința, pentru că faptul că vă rupiți de dorința dumneavoastră, o puteți irosi, adică nu vi se va mai îndeplini. Țineți pentru dumneavoastră că reușita este garantată și în dragoste, și în muncă, și în bani, și în tot ceea ce vreți dumneavoastră. Doar că nu vorbiți de ceea ce vă doriți. Nu spuneți nimănui ceea ce vă doriți. Ca aceasta să devină realitate și în dragoste, vă dă o energie foarte bună, puternică, noi începuturi importante. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!